Deci, tot nu a fost de ajuns pentru a obține o medalie, chiar dacă a fost acceptată contestația Dariei Trubnikova. Rămâne pe poziția a patra. O compoziție dinamică, plină de energie a gimnastei din Israel. Lansări foarte înalte. Lansare de risc, bine prinsă. Foarte multe adeuri și riscuri montate unul după altul. Combinație de elemente, ratare pentru Nicole Zeligman. Incredibil, a pierdut și elementul de dificultate, al doilea. Păcat de acea ratare, dar poate este o șansă pentru România să obțină o medalie de bronz în cadrul acestor campionate de tip World Challenge Cup. Emoții mari acum în așteptarea notei lui Zeligman. Repet, ieri, fără greșeală, a avut 21.550. Acum a ratat un element de dificultate de valoare de 0,50. Apoi prinderea în sine la execuție atrage o penalizare de 0,50. Emoții pentru toată lumea. Tot staful federației este în așteptarea acestei... Și pentru telespectatori, da. Și pentru antrenori, și pentru familie, și pentru micuțele gimnaste care cu siguranță o așteaptă pe Denisa la poze. Da, deci în acest moment avem medalie de bronz. Wow! A scris Denisa Mailat astăzi aici în BT Arena. Eforturile noastre și ale tuturor au, să zic, au meritat.